Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii ianuarie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în balanță. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia cărților oracol și de tarot. În primul rând, pe 2 ianuarie, Mercur, planeta intelectului, și-a reluat mersul direct în săgetător în casa voastră a treia. Această casă ne vorbește despre comunitatea noastră, cartierul în care trăim, familia extinsă, frați, surori, neamul meu. Ne vorbește despre vecini, despre drumurile pe distanțe scurte pe care le facem, studii, ce vrem să studiem, despre comerț și tranzacții comerciale. Iar Mercur este stăpânul de drept al acestei case. Săgetătorul este semnul înțelepciunii. Săgetătorul ne vorbește de credință și elevare. Imaginea de ansamblu. În acest context, pentru voi, în perioada de retrogradare, s-ar putea voi să fi avut fel și fel de discuții care s-au împotmolit sau ați avut parte de bârfe. Ce a spus X sau ce a făcut Y? Discuții care v-au plasat pe voi într-o poziție nefavorabilă. De asemenea, întrucât Mercur este guvernatorul comerțului, s-ar putea să fi avut voi mici provocări cu tranzacțiile comerciale, cu transporturile. Acum că Mercur și-a reluat mersul direct aici, aveți oportunitatea să vedeți imaginea de ansamblu, pentru că vă veți fi făcut deja temele. Ați evaluat situațiile de la mic la mare, prin toate unghiurile și privind în toate direcțiile. O comunicare acum poate lua amploare. Puteți face mai multe drumuri ca de obicei, vă reîntoarceți în activitate. Se pot reglementa discuțiile, provocările cu familia, cu familia extinsă, neamul, vecinii. Puteți semna sau puteți reîncepe discuțiile despre tranzacțiile comerciale pe care le voiați. Sau niște studii, niște informații noi care acum vă vor sprijini în bunul mers al lucrurilor. Pe 4 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, a intrat în Capricorn, în casa voastră a patra. Marte în Capricorn este în exaltare, se simte bine aici. Capricornul este un semn serios, riguros, tradițional, care nu face nimic la voia întâmplării, lucrurile să fie așezate corect în pagină. Vrea o structură solidă. Casa a patra ne vorbește despre spațiul locativ, despre familie trecut, despre proprietățile mele. Un Marte în Capricorn aduce schimbări în această direcție. Poate acum vă mutați cu cineva pentru a începe o relație stabilă, așa cum trebuia să fie sau așa cum trebuie să fie. O relație foarte tradițională. Pentru alții dintre voi, poate aduce aici ceva legat de părinții voștri sau de tatăl vostru, să descoperiți niște informații sau să faceți niște demersuri care îl implică pe tata. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fiți nevoiți să vă mutați sediul central dintr-un birou în casă, să începeți să lucrați de acasă. Mai departe, pe 11 ianuarie, avem parte de luna nouă în Capricorn, tot aici. Planuri noi de viitor. O lună nouă spune noi angajamente. Noi angajamente pe care acum le pot administra pentru că m-am maturizat. În ultima perioadă, posibil voi să fi avut parte de evenimente care v-au zgâlțit puțin, dar care v-au atras și atenția că ați fost imaturi în anumite privințe. Poate ați avut încredere în oameni care nu v-au vrut neapărat binele suprem. În acest context, această lună în Capricorn vă redă puterea. Vă preluați controlul asupra vieții voastre, dar și asupra proprietăților voastre. Pentru alții dintre voi aici poate fi ceva legat de management, de șeful, de șefa, de managerul firmei unde voi lucrați. Schimbări în această direcție. Sau voi acum sunteți în casa voastră mai stăpâni, mai maturi, sunteți în perioada de maturizare, treceți de la a fi un etern copil la a fi un adult. Vă așezați, vă întemeiați, voi un rost în viață. Și toate acestea se amplifică în momentul în care pe 14 Mercur intră și el aici în Capricorn și vine cu minte limpede. Mercur în Capricorn înseamnă comunicare clară, serioasă, stăm de vorbă și analizăm lucrurile foarte procedural corect, foarte just.
Este totul orientat către rezultat, vreau să fac ceva anume. Putem avea aici discuții legate de zona imobiliară, de proprietăți, dar și de instituții ale statului cu care s-ar putea unii dintre voi să aveți de-a face. Niște conștientizări sau niște reușite pot apărea aici. Mercur mai reprezintă și avocatul, pe cel care negociază sau mediatorul. În cazul în care aveți de împărțit vreo moștenire, poate acum acel aspect, acea discuție să ia amploare, să ajungă la o concluzie. Energia se va schimba puțin după data de 20 ianuarie, când soarele intră în vărsător, în casa voastră a cincea. Vărsătorul este semnul inovației, este semnul viitorului, al idealurilor înalte. Vorbește despre egalitate, fraternitate. Iar soarele, într-o casă a cincea, care vorbește despre copii sau copilul interior, dar și despre iubire, despre ce îmbucură mie sufletul, poate aduce vești noi sau pe cineva nou în viața voastră. Fie un foarte bun prieten acum să vă devină partener de viață și să începeți să îl vedeți ca pe un iubit sau ca pe o iubită, fie în sfârșit să vă eliberați de constrângerile tradiționale, trebuie să fiu căsătorit la casa mea, și să începeți să vă bucurați de viață ca și când ar conta doar acum, ziua de astăzi. Pentru alții dintre voi pot fi proiecte noi care încep acum, care implică o rețea foarte mare de oameni, chestiuni legate de internet, de tehnologie, dar și instituții bancare. Ceva în acest sens se poate să se activeze în ianuarie pentru voi. Pentru că pe 21 ianuarie, la fix o zi după Marele Pluto, planeta transformării și a regenerării, a morții și a renașterii, intră aici în vărsător, în casa a cincea. Ce atinge Pluto se transformă definitiv. Viața așa cum o știați înainte de Pluto în vărsător nu va mai exista. Se schimbă, se transformă. Pluto ia atunci când noi nu avem capacitatea de a ne elibera de lucrurile care nu ne mai servesc, dar Pluto ne și dă ceea ce este util și potrivit pentru sufletul nostru și binele nostru suprem. Pluto în casa a cincea învărsător poate fi acea sclipire de geniu, acea idee de afacere sau acea bucurie de a fi. Să nu vă mai intereseze nimic altceva, ci doar să trăiți în momentul prezent bucuroși că sunteți realmente sănătoși și că existați. Pentru alții dintre voi aduce o schimbare la nivel de relație. Vă bucură ceva, vă face să vedeți lumea prin alt filtru, mai înțelept, mai detașat. Prin propria voastră expresie veți rezolva de acum înainte lucrurile în următorii 20 de ani. Pentru alții dintre voi poate fi o transformare generală la nivel de relație de iubire. Să încetați să vă întâlniți cu cineva și să vă mutați la casa voastră sau să vă căsătoriți. Și acest lucru poate fi posibil. De ce spun asta? Pentru că voi aveți nodul nord în casa a șaptea. Când soarele va intra în casa voastră a șaptea în berbec, adică după 20 martie încolo, ceva se întâmplă, ceva se poate întâmpla la nivel de relații. Puteți să vă cunoașteți alesul sau veți simți, veți resimți niște schimbări majore în această zonă. Mai departe, pe 23 ianuarie, Venus, zeița iubirii, intră și ea în casa patra, în Capricorn. Venus în Capricorn este o energie foarte serioasă și tradițională. Venus este magnetică, Capricornul serios. Aveți potențialul de a atrage bunăstare în casa voastră atunci când voi sunteți disciplinați. Se spune că succesul, în primul rând, vine din disciplină și apoi din talent și muncă. Venus aici vă poate aduce bani în casă sau bani prin proprietățile voastre, din proprietățile voastre. Puteți întâlni în această perioadă pe cineva care să devină partenerul vostru de viață tradițional, să fiți cunoscuți și recunoscuți de toți ceilalți și să ajungeți chiar și până la stadiul de căsătorie. Și nu în ultimul rând, pe 25 ianuarie avem parte de luna plină din leu, din casa voastră a 11-a. Aceasta este casa de drept a vărsătorului, este casa care ne vorbește despre idealuri, viitor, potențialul meu, pentru ce pot fi eu cunoscut și recunoscut, ce las în urma mea, care sunt grupurile de prieteni în care fac parte. Iar luna plină vine cu o încheiere, cu finalitate, cu eliberare, dar și cu posibilitatea de a remedia acțiunile din ultimele 6 luni.
Poate ați avut parte de vreo relație de iubire care s-a dovedit a nu fi ceea ce voi voiați să fie. Aș putea spune aici m-am îmbătat cu apă rece sau m-am entuziasmat prea tare, prea repede. Aveți posibilitatea să corectați acele lucruri sau să o luați de la început. Viitorul sună bine pentru voi cu leul în casa 11, însă este o energie destul de iute și de impulsivă. S-ar putea de foarte multe ori să vă grăbiți în a eticheta ceva care ulterior se dovedește a nu fi ceea ce vă așteptați. O lună plină aici spune, este vremea să te gândești la viitorul tău, dar mai serios așa. Te poți maturiza și poți avea parte de iubire, poți avea parte de tot ceea ce îți dorești, atâta vreme cât nu ești orgolios. Vrei să ai o relație reușită, trebuie să te eliberezi de atașamente și de anumite tipare toxice pe care de altfel mai toți le avem. Cu nodul sud în balanță pe casa întâi voi aveți în acest an de curățat foarte multe lucruri care vorbesc despre sinele vostru. Nodul nord în berbec spune gândește cu capul tău. În relații, trebuie să ai capul pe umeri, relațiile cu ai tăi clienți, cu ai tăi parteneri de afaceri, cu cei mai buni prieteni, dar și cu persoana alături de care tu ai o relație de lungă durată sau ești căsătorit, căsătorită. Eu sper să aveți parte de o lună ianuarie fabuloasă și să vedem acum ce ne spune și energia cărților Oracol, Saturn, care este în pești, iar voi aveți arhetipul peștilor în casa a șasea, unde se află și Saturn, unde se află și Neptun. Saturn în pești vorbește despre maturizare, aduce noutate pentru a oferi stabilitate. Saturn este guvernatorul Capricornului, iar cu Capricornul în casa a patra pentru voi se schimbă ceva. Se schimbă o structură tradițională, apare ceva nou în viața voastră care s-ar putea să vă surprindă, să vă zguduie puțin, dar are rolul și sensul de a vă purta pe voi vindecați și compleți, întregiți în viitor. Și aici avem asteroidul Vesta, zeița lăuntrică sau energia feminină din tine, care este motorul vieții. Vesta este un asteroid al norocului. Noroc și stabilitate. Asta este ceea ce puteți avea în această lună, dar este o stabilitate care vine prin maturitate și disciplină. Este un noroc pe care vi-l faceți voi cu mintea limpede. Și prima casă, nodul sud în balanță, eliberarea de karmă. Pe voi s-ar putea pe zona aceasta de relație să vă marcheze cumva evenimentele, dar nu neapărat într-un sens rău. Să vă cunoașteți alesul, perechea potrivită, să vă eliberați de niște lucruri toxice pentru că ați fost naivi și aceste lucruri spun doar de bine. Să vedem mai departe. Balanța ianuarie. Avem farul și numărul 7, faetonul care pleacă în căutarea stelei, o nouă linie de destin, ajutor pe care îl puteți primi, un ocol pe care l-ați făcut poate, dar care v-a dus acolo unde trebuie sau dacă simțiți că anumite lucruri n-au mers exact așa cum voiați voi, dați-le pace pentru că au mers exact așa cum aveți voi nevoie totuși, doar că nu vă dați voi seama. Sunteți în siguranță. Pentru alții dintre voi există aici niște obstacole, niște lucruri care nu se întâmplă tocmai pentru că sunteți într-o direcție greșită și este nevoie să vă eliberați de ceva din trecutul vostru. Fie că vorbim despre afaceri, prieteni vechi, relație de căsătorie, ceva se schimbă aici. Avem planeta Mercur, uite, care intră în mers direct și care apoi se mută în Capricorn, casa a treia și casa a patra vor fi de importanță pentru voi, drumurile pe distanțe scurte, tranzacții comerciale, ceva ce implică o activitate comercială, poate o firmă, poate o entitate juridică, poate o proprietate.
Pentru alții dintre voi, comunicarea. Dacă ceva nu a funcționat, este pentru că a fost o conexiune karmică și trebuie să fiți demni. Demni, să gândiți cu capul vostru, nu prin celălalt. Era un atașament, o relație de codependență acolo. Au ieșit două. Aici avem catalistul, numărul 33, înțeleptul, maestrul. Veți întâlni în această perioadă oamenii potriviți alături de care să mergeți la braț către un viitor incert, dar pe care voi vi-l puteți stabiliza prin maturitate, consecvență și perseverență. Vorbim despre o scânteie care se reaprinde, despre o pasiune nebănuită care poate apărea acum în viața voastră, despre lucruri care se mișcă de acum începând în direcția bună. Și aici este o lună plină, care spune un efort, o culminare, de fapt, a efortului. Niște merite pe care acum le poți resimți. A venit timpul, este ceva ce vi se îndeplinește, abundență, ceva ce are legătură cu munca voastră, cu slujba voastră, poate lua amploare. Evident și cu o relație de iubire, sigur că da. Să vedem în zona relațiilor, balanță, ianuarie 2024. Ce hotărâți sunteți pe zona aceasta materială? Sau cumva lucrurile sunt mai clare, mai ușoare? Sau poate zarurile deja aruncate? Uite, în zona relațiilor, vedeți, ați avut parte de blocaje pentru că a existat codependență și pentru că a existat o mare provocare la nivel de abandon, care până acum v-a stricat relațiile. Ați fost în relații sau sunteți în relații cu oameni care vă activează abandonul, care seamănă foarte mult cu figura paternă din viața voastră. Pentru a avea reușit în zona relațiilor, este absolut necesar să vă schimbați perspectiva. Aici l-avem pe Saturn în Pești, iar de acum înainte vorbim despre casa 3-a, casa 4-a, unde există Săgetătorul și Capricornul. Mă maturizez în relații. Ceea ce se întâmplă cu tine vorbește despre tine, nu despre mine. Nu mai iau lucrurile personal. Pentru cei care sunteți singuri, într-o oarecare măsură v-ați împiedicat de pragul de sus pentru a-l vedea pe cel de jos, pentru că altfel nu se putea. Pentru că dacă ați fi intrat într-o relație până acum, ați fi mers către același tipar toxic și nu v-ar fi ajutat deloc. Această perioadă de solitudine a fost în viața voastră menită să vă ajute. A fost un dar, să spunem, al Universului, prin care voi să vă eliberați de structuri vechi energetice și de atașamente. Cei care sunteți în relații deja formate, aveți aici impedimente sau provocări la nivel financiar. Fie o provocare cu o casă, fie ceva moștenire aici, v-au dat bătăi de cap, fie această senzație de fapt totul singur. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, energia vă spune că s-a blocat relația, s-a închis drumul pentru că era toxic și nu v-ar fi avantajat. Ba chiar erați într-un fel de pericol toxic. Ați avut unii dintre voi niște parteneri foarte mult axați pe bani, pe partea materială, niște parteneri care, vorba aceea, v-ar fi vândut pe niște galbeni. Ce spune spânzuratul aici? Cavalerul de cupe. Că puteți atrage, începând cu această lună ianuarie, pe cineva nou în viața voastră, dacă sunteți singuri, dar care să vă iubească cu adevărat, pentru care să nu conteze nimic altceva decât sufletul vostru. Cei care sunteți în relații deja formate, aici este nevoie de vorbă dulce, pentru că există foarte multă strictețe și foarte multă seriozitate acolo și aș putea să spun că este un fel de relație platonică care trebuie cumva activată. Ori vă vedeți fiecare de drumul vostru, ori trebuie activată sau reactivată relația. Pentru cei care sunteți în relații de separare, Cavalerul de Cupe spune că mai aveți șansă la o iubire, dar că vă uitați în direcția greșită. Peste acest Cavaler de Cupe vine Pajul de Cupe,
care spune că voi veți da tonul. Pe de altă parte, aici vorbim despre copilul din voi care este rănit. În relațiile voastre, atât voi cât și partenerii voștri, ați intrat foarte imaturi și v-ați comportat foarte imatur unul cu celălalt. Și în această lună aveți oportunitatea să vă maturizați atât voi cât și partenerii voștri. Energia va face de așa natură încât să vă confruntați cu niște situații care vă duc către maturitate sau maturizare și să reaprindeți cumva la nivel sufletesc emoția, pentru că nu este emoție în foarte multe dintre cupluri aici. Iar pentru cei separați, s-ar putea aici să fie în discuție un copil și să fie o luptă pentru putere la nivel financiar, pensie alimentară și toate lucrurile acestea pentru copil sau să vă gândiți, să vă certați pentru copil. Pe de altă parte, sunt foarte multe dintre cupluri aici care se folosesc de copii sau pun copiii ca și pretext în a-și rezolva provocările. Ia să vedem diavolul ce ne spune. Cavalerul de băte. Impulsivitate, imaturitate, ceartă. Da, sex bun sau pasiune, chimie, dar nimic mai mult. Parteneri evitanți. Pentru cei care sunteți singuri, puteți atrage în viața voastră pe cineva care de această dată să vină, dar să și stea, să simtă, dar să și facă. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici lucrurile trebuie resetate la nivel general. O discuție foarte amplă, cu demnitate și cu respect. S-ar putea unii dintre voi să vă fi pierdut respectul reciproc, unul față de celălalt, sau unul dintre parteneri, fie că vorbim despre voi sau despre partenerul vostru, să fi profitat de celălalt, să fi fost încântat de o anume poziție socială pe care o aveți voi sau o au ei. Și acest lucru vorbește despre karmă care se poate curăța acum, odată și pentru totdeauna. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, dacă ar fi să vă întâlniți, să vă reuniți, ați pica foarte mulți dintre voi în această capcană a atracției fizice sexuale, care s-ar putea să lase în urmă și moștenitori, iar dacă nu mai este cazul, s-ar putea să fiți dezamăgiți. Avem un 8 de băte, progres, niște lucruri care implică străinătatea, niște discuții care se pot redeschide sau niște discuții care se pot închide odată și pentru totdeauna, dar amiabil. Pentru alții dintre voi, discuții, cunoașteți pe cineva nou care nu este cumva în tiparul la care v-ați uita voi în mod normal. Avem aici 8 de spade, eliberarea unui blocaj, începerea unor discuții, clarificarea unor situații la nivel de relații. Avem 9 de monede. Îmi este greu să fiu singur, mi-e frică să fiu singur. Sau, uite că sunt bine acum cu mine și în sfârșit pot să stau de vorbă cu tine fără să mă mai las impresionat sau afectat de ceea ce se întâmplă. Nu o mai iau personal și atunci dinamica jocului sau a relației se schimbă. Iar aici avem roata destinului, închiderea unei karme și activarea alesului, activarea relației, reactivarea relației pentru unii dintre voi. Roata destinului vine cu o șansă, cu o șansă să construiți ceva de la zero. Și dacă sunteți singuri, și dacă sunteți în relație, și dacă sunteți în perioada de separare. 2 de cupe. Șansa să vă cunoașteți dragostea adevărată, pentru că foarte mulți dintre voi ați fost imaturi sau naivi într-o anumită privință sau ați fost dominați de subconștientul vostru, pentru că avem acea lună plină din leu foarte puternică, care tot timpul țintea către viitor, deci leul vostru, casa 11, țintește către viitor mereu și nici voi nu trăiați în prezent, erați tot timpul cu gândul la altceva și acolo în casă sau în relația voastră uitați să trăiți și să vă bucurați. În acest an, în această lună, puteți reactiva iubirea. Poate apărea cineva în viața voastră care să fie aici de acum înainte, adică Pluton vărsător spune pentru următorii 20 de ani și mai mult de atât.
Avem întâlnire predestinată pentru voi aici, exact cum am spus, roata destinului și întâlnire predestinată, o șansă unică să cunoașteți pe cineva. La nivel financiar aveți 10 de spade, 2 de cupe și 4 de cupe. Ați traversat posibil o perioadă în care ați simțit că lucrurile vă strâng, că nu aveți aer să respirați. Niște pierderi, niște trădări, niște provocări majore din care nu vedeați luminița de la capătul tunelului. Însă toate acestea se schimbă acum prin noi parteneriate, printr-un mentor, prin ajutor extern care vă poate veni. În casa voastră s-a întâmplat ceva, știți vorba, a mușcat mâna care l-a hrănit sau care a hrănit-o. Acest lucru s-a întâmplat, o asemenea dezamăgire posibil să fi suferit voi aici, însă aceste lucruri se pot schimba. Puteți să vă cunoașteți partenerul prin intermediul serviciului sau noi parteneriate, un nou serviciu, o nouă direcție apare aici pentru voi începând cu această lună. Despre ce este vorba aici cu trădarea aceasta? Se încheie un capitol. Regina de cupe. Ați fost foarte mult în energie feminină sau naivă la nivel financiar și au fost foarte mulți oameni care au profitat posibil de voi aici. Pentru alții dintre voi este acea ocazie unică să începeți să faceți ce vă place. Lucrul cu care voi sunteți înzestrați nativ. O bucurie care vine către voi aici în zona financiară, eliminarea suferinței în zona financiară, trădarea unei energii feminine pe care acum puteți să o iertați. Avem un 7 de bâte, potențialul să vă ridicați dintr-o situație, să ieșiți basma curată dintr-o situație, să vă curățați numele și renumele. Și aici avem asul de bâte. Un început fantastic și fabulos. O iau de la capăt, înființez o nouă firmă, semnez noi contracte, primesc o oportunitate, un angajament nou, un alt serviciu. Aici avem overtime. Foarte mulți dintre voi s-ar putea să fiți nevoiți să depuneți un efort în plus în această lună, dar care va da roade foarte bune. Sau atenție că lucrați prea mult. Uite, un interviu, o șansă, o discuție, o întâlnire cu cineva care vă ajută. Dar de unde veți trage niște roade fabuloase? Este acea ocazie unică pe care o așteptați? Și criptovalută, se schimbă ceva. Dacă ați avut parte de o pierdere aici, este pentru că stăteați pe o structură veche, învechită, care începea să se dizolve, mai bine spus. Și este nevoie să începeți ceva nou, dar ancorat în vremurile pe care le trăim. Iar la nivel emoțional, uite ce cărți frumoase, tot răul spre bine, 6 de cupe, temperanța și înaltul preot. Pentru unii dintre voi înseamnă pace cu fostul soț, fosta soție. Pace, nu împăcare, neapărat. Pentru alții dintre voi poate însemna căsătorie cu energia Capricornului în casa a patra. Pentru alții dintre voi poate însemna acea ocazie unică, vedeți, întâlnire predestinată să vă cunoașteți alesul, omul alături de care să trăiți până la adânci bătrâneți, cum se spune, o reușită cu instituțiile de stat, care durează de foarte mult timp, o karmă foarte veche de prin alte vieți pe care o închideți acum, un suflet pereche care vă stă alături. La nivel de sănătate poate fi ceva legat pe zona gâtului cu tiroida, dar nu neapărat. În zona pieptului să aveți grijă la palpitații, în zona bazinului atenție la emoții, că acolo se strâng. Un mesaj de îngrijorare, numărul 14, aici avem temperanța, pentru care veți respira acum ușurați. Ce înainte a fost o provocare, acum dispare. Un om matur, uite, înaltul preot, numărul 5, o soluție, cineva vă întinde o mână de ajutor. Scăpați cu ajutorul unui om matur sau de un om care va tot crea provocări. Persoana oficială, cineva vă ajută într-un demers oficial.
Să rezolvați ceva ce poate are legătură cu un suflet pereche, vă căsătoriți cu un suflet pereche, cunoașteți pe cineva care are legătură cu instituțiile statului, care vă duce la starea civilă. Și acest lucru se poate. Talismanele. Un cui. Repar vibrația. Mă însănătoșesc. Mă trezesc. Mă trezesc și mă însănătoșesc. Rutină, disciplină. Vă schimbați vibrația. 25. Vă eliberați de un sacrificiu și de naivitate. Se încheie o karmă. Uite, floarea vieții. Vă eliberați de ceva transgenerațional. Bani, putere, glorie. Vă reveniți la nivel financiar sau creșteți la nivel financiar. Să nu mai luați în considerare lucrurile care se petrec ocazional, ca și când ar fi pe viață. Nu mai investi energie permanentă, toată energia ta vitală în oameni care poate nu te merită. O eliberare prin înțelepciune. Mă eliberez de ceva ce poate are legătură cu legea sau mă ajută acum legea. Am un câștig de cauză, bună, sunt distras, s-ar putea unii dintre voi să fie avut parte de un cavaler de ăsta de bâte, dar care merge singur în destinația sa, știți? E o bicicletă, n-are două locuri. De să schimbați direcția în relații, să cunoașteți pe altcineva, karma, închideți o karmă, uite din nou, regenerare la nivel energetic și celular aici. Uite, vă eliberați de o condiție medicală, vă recăpătați stabilitatea, poate însemna și căsătorie, lucrurile care acum sunt mai stabile pentru că îmi recapăt simțurile, intuiția. Uite, din nou, vedeți? Un joker, un om care poate nu v-a luat foarte mult în serios, dar puteți cunoaște pe altcineva. Un parfum, puteți cunoaște pe cineva care de această dată să vă vadă foarte atrăgător. Pentru alții dintre voi, atenție că cineva din trecutul vostru poate veni către voi ca o ispită, dar... Uite, o călătorie, o întâlnire cu cineva, o cină, un prânz de afaceri sau un interviu la care puteți merge. Să nu vă dați bătuți, ceva ce are legătură cu casa voastră, cu domeniul imobiliar sau cu o țară care are legătură cu o civilizație ceva germanică. Uite, RX, karmă, multă karmă, vă eliberați de o karmă. De o karmă, se îndreaptă o situație, se curăță o puternică karmă de neam aici, prin voi. Se încheie și în sfârșit vă bucurați, vă veți elibera. Din a face pentru alții ceea ce nu merită și vă veți elibera de karma neamului. Aici avem îndrăgostiții și căluțul. Cineva se îndreaptă către voi și va conta foarte mult cum vibrați voi în această privință, pentru că puteți, ce interesant, cunoaște un joker sau prințul din castel, vedeți? Deci în funcție de voi, așa veți cunoaște pe cineva, bufonul sau regele. Și aici ne apare un rege. Acum, dacă voi sunteți pesimiști sau naivi, puteți cunoaște fix opusul. Aici avem o inițială H, avem niște mesaje care vin și cineva nou care intră în viața voastră. Iar pentru voi, la nivel financiar, puteți construi un imperiu. Nu spun că toată lumea în această viață ajunge să fie magnat, dar uite, unii dintre voi puteți. Dacă nu toți, eu vă doresc tuturor. Vă doresc să aveți o lună ianuarie minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine. Și data viitoare. Pa, pa!